Majoritatea oamenilor înțeleg că planeta noastră este plină de locuri fantastice, însă anumite locații sunt atât de uimitoare și unice încât unele dintre ele chiar arată ca niște tărâmuri de la marginea galaxiei. De la munții Curcubeu la peșteri de gheață desprinse din basme, haideți să explorăm împreună locurile ale căror apariții sunt incredibile. Tunelul Iubirii, Ucraina. Această întindere de cale ferată lungă de 5 km se află în apropierea așezării urbane Cleven și este înconjurată de arcade formate din pomii vii. Un tren de marfă trece prin tunel de 3 ori pe zi și ocazional trec și trenurile militare. Chiar trenurile în sine sunt cele care ajută la păstrarea arcadelor de pomi vii prin simplul fapt că folosesc calea ferată zilnic. Se spune că tunelul a fost construit în timpul războiului rece. Pomii au fost plantați pentru a ascunde marfa militară transportată. În timp ce culoarea tunelului este un verde superb pe timp de primăvară și vară, ramurile copacilor din timpul iernii, acoperite cu zăpadă, sunt absolut splendide. Se numește Tunelul Iubirii pentru că este un loc popular unde cuplurile opresc să facă fotografii împreună. Dar dacă te gândești să te duci acolo, nu uita de trenurile care frecventează acel traseu. Plaja de Sticlă, California. Cu o istorie și mai intrigantă decât propria apariție, plaja de sticlă din Fort Bragg, California, posedă o colecție bizară de pietre translucide. Încă de la începutul anilor 1900, câteva companii de colectare ale deșeurilor foloseau plaja pe post de groapă de gunoi, o practică care a continuat până la sfârșitul anilor 60. În deceniile următoare, materialele biodegradabile din gunoaiele aruncate acolo de-a lungul zecilor de ani au dispărut încet, lăsând în urmă doar părțile solide, cum ar fi sticla sau plasticul. Timp de decenii, valurile au spălat țărmul format acum din sticle goale și geamuri, transformând totul în bucăți de pietre de dimensiuni mici colorate. Turiștii adoră această plajă și majoritatea lor colectează acele bucăți mici și solide de diverse culori, demonstrând că zicala, gunoiul unuia, comoara altuia, este cât se poate de reală. Lacul Pătat, Canada. La nord-vest de orașul Osoyoos din Columbia Britanică se află o întindere de apă unică în lume, numită Kliluk sau Lacul Pătat. Acest lac este bogat în minerale, cum ar fi calciu, sulfat de sodiu, sulfat de magneziu și urme de argint și titan. Vara, majoritatea apei se evaporă, ceea ce duce la formarea 300-400 de mini-piscine colorate. Fiecare conține o combinație diferită de minerale care, alături de viteza de evaporare, determină colorația fiecăruia. În timp ce practic este posibil să mergi pe secțiunile uscate dintre bazinele de apă pe timpul verii, lacul ca întreg este o proprietate privată și este considerat sacru, deci vei fi acuzat de încălcarea proprietății dacă vrei să te plimbi de bunăvoie acolo. Însă, spre norocul vizitatorilor acelei regiuni, acest lac poate fi observat de la mare distanță. Peșterile cu viermi strălucitori, Noua Zeelandă. Aceste peșteri, care se găsesc de-a lungul Noii Zeelande, arată de parcă sunt desprinse din novelele științifico-fantastice. Lumina provine de la larvele Arachnopanca luminosa, o specie de țânțar ciupercă care se regăsește doar în Noua Zeelandă. Cozile acestor viermi strălucitori sunt bioluminescente, ceea ce înseamnă că enzimele din corpul lor reacționează cu alte molecule pentru a crea lumină. Ei folosesc această abilitate unică pentru a captura insecte, deoarece prada lor este atrasă de lumină. Vizitatorii acestor peșteri pot fi martorii priveliștii spectaculoase de la bordul bărcilor cu ghid, care frecventează acele locuri pentru a gusta din lumea mistică care nu se mai găsește nicăieri pe pământ. Câmpurile cu lalele, Olanda. În Olanda, lalelele încep să înflorească de la jumătatea lunii martie până la începutul lui mai, iar cetățenii țării iau foarte în serios această floare care este de fapt un simbol național. Aranjamente incredibile formate din câmpii de lalele de toate culorile, toate plantate perfect simetric, pot fi găsite pe tot teritoriul Olandei, însă cele mai frumoase flori pot fi găsite în grădinile Keukenhof. În acest loc se găsesc peste 7 milioane de bulbi ce provin din 800 de soiuri de lalele, iar modul în care sunt prezentate florile către public este izbitor. Acele câmpii glorioase sunt formate din specii de flori sclipitoare, care sunt aranjate special astfel încât să arate ca niște tablouri incredibil de frumoase, pictate pe sol cu ajutorul plantelor.
Pamukkale, Turcia. În provincia de Nizli, din sud-vestul Turciei, se află terasele geologice cunoscute sub numele de Pamukkale. Este o destinație populară printre turiștii acestei țări de sute de ani datorită teraselor de un alb sclipitor care seamănă cu niște scări uriașe inundate. Într-adevăr, în limba turcă, Pamukkale înseamnă castel de bumbac datorită unei legende vechi care spune că acele formațiuni geologice sunt formate din bumbac solidificat pe care uriașii l-au lăsat la uscat. În realitate, aceste trepte neobișnuite s-au format datorită acumulării treptate a carbonatului de calciu adus la suprafață de fluxurile izvoarelor geotermale din acea zonă. Chiar dacă mai există și alte situri geologice în jurul lumii, Pamukkale este unic pentru că are o semnificație istorică incredibilă. Vechiul oraș greco-roman Hierapolis a fost construit deasupra structurii și se extinde în afara acesteia, formând unul dintre cele mai bine conservate orașe greco-romane din lume. Acest lucru înseamnă că poți face ce făceau și romanii antici, adică să te scufunzi în bazinele de apă cu minerale de un alb ca laptele, înainte să mergi în centrul orașului antic. Destinația turistică a fost clasificată drept loc din Patrimoniul Mondial UNESCO și totodată cea mai populară atracție turistică din Turcia. Nu uita să aduci și un prosop cu tine dacă ajungi acolo. Peștera lui Fingal. Catalogată de cele mai multe ori drept cea mai spectaculoasă peșteră marină din lume, peștera lui Fingal poate fi găsită pe insula nelocuită Staffa de pe teritoriul Scoției. Această insulă este localizată într-o zonă unde pe vremuri era o activitate vulcanică ridicată, iar peștera lui Fingal a fost formată datorită fluxurilor de lavă care s-au răcit. Dar care este treaba cu stâlpii aceia ciudați? Ocazional, atunci când lava se răcește, se formează bazalt, se crapă în coloane geometrice hexagonale care arată de parcă ar fi făcute de om. Chiar și mai fascinant este un mit vechi care ne spune că un erou antic a construit un pod de la peștera lui Fingal până la structura similară din nordul insulei scoțiene cunoscută sub numele de Calea Uriașului. Însă geologii au confirmat că cele două situri s-au format în urmă cu 50 de milioane de ani din același râu de lavă, ceea ce este destul de ciudat. De cele mai multe ori, oamenii de știință mai degrabă demască miturile decât să le confirme. Catedrala de marmură Chile. Această minune naturală din Patagonia a fost creată datorită eroziunii marmurei cauzată de izvoarele din regiune de-a lungul miilor de ani, făcând această peșteră să arate precum o catedrală imaculată. Tiparul pereților peșterilor care formează catedrala se reflectă în apa cristalină și viceversa, ceea ce creează un spectacol fascinant de culori. În funcție de perioada anului, culoarea apei poate varia de la turcoaz la albastru intens sau violet. Acest lucru se datorează nivelurilor variate de aluviuni proeminente din ghețarii care alimentează întinderea de apă care a provocat eroziunea marmurei. Iarna, unele părți ale peșterilor care sunt de obicei sub nivelul apei se arată, ceea ce înseamnă că experiența avută dacă vrei să vizitezi locul variază în funcție de anotimp. Acestea fiind spuse, trebuie să faci o călătorie nevoioasă ca să ajungi în această zonă izolată. Trebuie să zbori 1287 de kilometri de la San Diego până la Balmaseda, după care trebuie să conduci aproximativ 300 de kilometri pe un drum de țară până să ajungi la bărcile cu ghizi care să te ducă la Catedrala de Marmură. Dar dacă ne întrebați pe noi, această formațiune geografică cu siguranță merită toate eforturile. Parcul geologic Zhangjiedangxia, China. Munții Curcubeu din zona geoparcului Gvasi Național din China oferă o panoramă atât de impresionantă încât este greu de crezut că acest loc există cu adevărat pe planeta noastră. Acoperind 321 de kilometri pătrați, nisipul și aluviunile care formează acești munți au în compoziția lor niveluri variate de fier și alte minerale. Intemperiile vremii și eroziunea solului de-a lungul milioanelor de ani au accentuat formațiunile solului cu diferite compoziții. În prezent, munții sunt o atracție turistică importantă pentru vizitatori. Muntele Tianzi, China. Cu stâlpi de piatră care par să sfideze legile naturii, muntele Tianzi este localizat în Zhangjiajie, China. Cu o altitudine maximă de 1212 metri, muntele acoperă o zonă de 194 de kilometri pătrați.
În loc să fie format dintr-o singură masă de piatră ca majoritatea munților, acest munte este compus dintr-o serie de turnuri înguste de piatră destul de ciudate. Acestea s-au format în urma deplasării rocilor de-a lungul falilor pământului și datorită forței erozive a mării care acoperea în trecut acea zonă. De-a lungul timpului, curenții marini au dat naștere turnurilor de marmură pe care le vedem astăzi. În prezent, vârfurile cele mai înalte ale acestui munte sunt scăldate de o mare de nori care oferă o priveliște fabuloasă. De fapt, această locație l-a inspirat pe James Cameron să creeze peisajul sublim de pe planeta Pandora din filmul Avatar, însă cui îi trebuiesc filme atunci când ai un asemenea loc pe care îl poți vizita în realitate? Dalol, Etiopia. Nu, nu este numele unui fabricant de bețișoare de urechi, cu toate că sună, este de fapt un vulcan. Dalol este un vulcan conic de zgură din depresiunea Danakil în nord-est de Erta Ale în Etiopia și este caracterizat de spectrele de culori vibrante pe care le produce. Pânza freatică care curge în această zonă este încălzită de magma fierbinte din subteran, determinând-o să se ridice la suprafață. În esență, clorura de sodiu, clorura de potasiu și alte minerale sunt dizolvate în apa vulcanului, iar apoi se contopesc în izvoarele subterane și sunt aduse la suprafață odată cu apa. Temperaturile ridicate evaporă apa, lăsând în urmă formațiuni minerale deosebite. Acestea pot fi galbene, albe, maro, portocalii sau verzi, în funcție de nivelurile de sulf, fier, nămol și alge din apă. Mulți turiști frecventează această minune a naturii, dar această acțiune poate fi periculoasă datorită apei acide și eliberărilor frecvente de gaze toxice în aer. Decât să simți cum miroase un vânt tras de un vulcan care îți poate topi fața, mai bine rămâi în fața televizoarelor și lași experții să se ocupe de asta. Peștera de gheață Kamchatka, Rusia. Acest tărâm al minunilor înghețat este de asemenea în mod surprinzător rezultatul unui vulcan. În timp ce poate părea la prima vedere un peisaj înșelător editat în Photoshop, spectacolul de lumini este cât se poate de real și nu poate exista decât în condiții specifice. Acest tunel lung de gheață, localizat în peninsula Kamchatka din Rusia, a fost creat datorită izvoarelor de apă fierbinte care circulă sub câmpurile glaciare din apropierea vulcanului Mudnovski. Datorită topirii continue, acoperișul peșterii este suficient de subțire ca lumina soarelui să treacă prin el. Grosimea inegală a gheții care formează acoperișul permite ca o gamă eterică de culori să fie proiectată în interior, creând unul dintre cele mai frumoase spectacole de lumini din natură. Lacul de alge, China. Cunoscut ca și Marea Moartă a Chinei, acest lac sărat nesfârșit din orașul Yongcheng are o istorie bogată de-a lungul a 500 de milioane de ani și acoperă o zonă de 120 de kilometri pătrați. Mulțumită substanțelor chimice eliberate de algele microscopice, lacul suferă modificări drastice ale culorilor în mod regulat. Apa poate avea culoarea verde pe o parte a drumului care desparte lacul și roz pe cealaltă parte, în timp ce alte regiuni ale lui ar putea deveni portocalii. Specia de alge care trăiește acolo, cunoscută sub numele de Dunaliea salina, este un tip de microalgă verde holofilă și este caracterizată prin faptul că poate supraviețui într-un mediu extrem de sărat. Algele au de obicei culoarea verde, dar se pot înroși sau, în cazul nostru, se fac roz, mulțumită celulelor protectoare produse în mare parte atunci când intensitatea soarelui și salinitatea sunt foarte ridicate. Lacul sărat al Chinei este extrem de sărat, făcându-l casa perfectă pentru aceste miracole ale naturii. Este destul de uimitor să ne gândim că aceste bazine uriașe de culori sunt create de miliardele de organisme minuscule care individual sunt invizibile cu ochiul liber. Lacurile crater, muntele Kelimutu. Aceste lacuri incredibile din Indonezia ridică spectrul culorilor la un alt nivel. Localizate în Parcul Național Kelimutu din insulele Flores, apa acestor trei lacuri își schimbă culoarea anual. Lacul Vestic este de obicei albastru, în timp ce apa celorlalte două este de culoare verde, respectiv roșie. Totuși, modificările culorilor sunt aleatorii și câteodată apa poate fi de culoare neagră, cum s-a întâmplat în noiembrie 2009, atunci când lacurile au avut culoarea maro, turcoaz și neagră.
Cauza schimbărilor este speculativă. Unele ipoteze susțin că diferite specii de bacterii dau nuanța lacurilor, în timp ce altele susțin că se datorează interacțiunii dintre cenușa vulcanică și mineralele din apă. Indiferent care dintre aceste teorii va fi dovedită de oamenii de știință, lacurile de pe muntele Kelimutu rămân o minune a naturii. Podul de nisip, India. În august 2018, statul indian Kerala a fost lovit de ploi masive care au cauzat inundații violente. Însă, după ce apa s-a retras, de-a lungul liniei de coastă s-a întâmplat ceva foarte surprinzător și nemai văzut. O fâșie îngustă de nisip s-a format peste mare în estuarul Panoni. Bucata de nisip lungă de 500 de metri avea o aparență biblică de parcă cineva despărțise apele mării. Podul s-a format datorită aluviunilor depuse de pe fundul mării, aduse de apele care au provocat inundația și, practic, chiar dacă pe o distanță relativ mică, despărțea marea în două. Fâșia de nisip a stârnit curiozitatea localnicilor și turiștilor care nu au stat prea mult pe gânduri și au început să exploreze formațiunea. Însă acest lucru a îngrijorat autoritățile, care au avertizat imediat vizitatorii că marea poate spăla fâșia de nisip în doar câteva clipe. Care dintre aceste locații incredibile au fost adăugate pe lista ta de călătorii? Sau ai fost deja într-unul dintre locurile menționate în videoclipul de astăzi? Ne puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!